Părinții pot sta liniștiți. Conducerea Consiliului Județean Neamț susține că în județul Neamț nu sunt înregistrate deficiențe în ceea ce privește desfășurarea programului național Cornul și Laptele. Dacă în alte județe comisiile de control formate din reprezentanții autorităților județene au descoperit deficiențe majore în ceea ce privește calitatea produselor, manipularea acestora și spațiile improprii de depozitare, în județul Neamț situația stă altfel. Singurele situații neplăcute au fost înregistrate la școala gimnazială Profesor Gheorghe Dumitreasa din Girov și la Colegiul Tehnologic Gheorghe Ruset Rosnoveanu. Mă bucur că la nivelul județului Neamț nu s-au ivit probleme până acum, pentru că reprezentanții Consiliului Județean, care răspund de acest departament, monitorizează foarte bine activitatea care se derulează în acest sens, cu mărul, laptele, cornul. Spațiile sunt depozitate, chiar eu am constituit o echipă de lucru la sfârșitul anului trecut. Am mers pe teren și chiar am constatat că lucrurile funcționează la parametrii normali. Este adevărat că se mai vezi mici probleme de natură organizatorică la fiecare unitate de învățământ și dacă cineva a scos în evidență, un control să zicem, a scos în evidență că ar fi existat pe o masă 5 borcane de iaurt sau de lapte bătut sau un corn care nu era, bineînțeles, depozitat într-un spațiu amenajat, asta nu înseamnă că este o deficiență. În județul Neamț, licitația a fost câștigată de 5 firme autohtone care distribuie alimente în peste 400 de unități de învățământ cu personalitate juridică. Nici la capitolul măr nu sunt înregistrate probleme majore. În ceea ce privește consumul de mere, aici este pentru o perioadă de 86 de zile, conform hotărârii de guvern. Mai avem o lună și se finalizează și acest program care s-a derulat din toamna anului trecut. Ca și beneficiari, la corn și lapte avem 51.000 de persoane, elevi, și la măr 43.000 de persoane. Actualul contract pentru lapte și corn a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2014, licitația organizându-se acum anual. Valoarea totală a contractului este de peste 9 milioane de lei cu TVA inclus, bani decontați de la bugetul de stat prin intermediul Consiliului Județean Neamț.